președinte de ședință. Doamnelor și domnilor deputați, pe fondul recensământului în desfășurare, semnalele care vin din partea specialiștilor însărcinați cu gestionarea acestui proces tind să confirme o scădere accelerată, îngrijorătoare a populației României. Aceste date vor deveni cu siguranță oficiale, sunt anterior anticipate de previziuni interne și externe privind evoluția numerică a populației. Numai devreme de anul trecut, datele Eurostat prognozau reducerea populației României până în jurul la 15 milioane la nivelul anului 2050. Această scădere deja previzibilă a populației nu mai este legată doar de migrația forței de muncă, în special către vestul Europei. Știm cu toții că această migrație a fost reală, de mari proporții. În anii trecuți chiar am văzut date care comparau situația noastră cu cea a Siriei. Iar acum milioane de români trăiesc în afara țării, mulți dintre aceștia fiind deciși să nu se mai întoarcă în țara natală. Dar, după cum spuneam, cauzele scăderii populației sunt multiple, iar una dintre cele mai importante începe să fie problema natalității. Dincolo de factorii de ordin cultural, de modul în care astăzi tinerii își construiesc o carieră, de faptul că a devenit extrem de dificilă corelarea programului de la muncă cu cel din viața personală, o realitate pentru multe familii este și greutatea efectivă de a crește un copil, iar această greutate este generată de realități sociale care cu greu pot fi ignorate. Ele sunt ignorate însă doar de o parte din profeții drepte, inclusiv de pe la noi, care cred că oamenii vulnerabili care au nevoie de ajutor sunt doar o povară pentru bugetul de stat și doar o baricadă în fața politicilor investiționale. Realitatea este că România trebuie să aibă politici de încurajare a creșterii economice și investițiilor, dar și politici destinate oamenilor simpli, care au nevoie de venituri decente și de condițiile de muncă și familiale care să motiveze și rămânerea în țară, dar și dorința de a avea copii. Este o iluzie să credem că România va putea să infirme cele mai pesimiste previziuni dacă nu va înțelege toată clasa politică din prezent și din viitorul mai mult sau mai puțin apropiat, că țara nu va putea supraviețui fără o politică a echilibrului. Iar o politică a echilibrului înseamnă deopotrivă un sistem fiscal predictibil și favorabil investițiilor, dar și asigurarea condițiilor de muncă decente și a unor venituri decente și de către sistemul privat și de către cel bugetar, sprijin pentru categoriile vulnerabile, o atenție deosebită, specială, acordată tinerilor, pentru care de ani de zile este foarte greu să-și găsească în România un loc de muncă. Până ce întreaga clasă politică nu va înțelege că toți cetățenii acestei țări trebuie să se simtă protejați, că nimeni nu trebuie lăsat în urmă, că fiecare trebuie să aibă o șansă de a trăi cu demnitate, vom continua să ne pierdem în dispute, așa zis ideologice, pentru a justifica nepăsarea și lipsa de acțiune. Vă mulțumesc!